Vă salut pe toți. Vă salut cu căldură. Aș vrea să vă prezint înainte de și după vopsit cum a ieșit această centrală cu arzător tip sobă-rachetă. Ce îmbunătățiri am adus pentru a proteja cărămida. Am crezut că este de cuvință să așez aici un pătrat de țeavă rectangulară de 30x30 cu 3 mm grosime pentru a proteja mai bine cărămizile. Pentru că gura de alimentare este o gură destul de mare, are 23,5x23,5 și cu 500 de mm o jumătate de metru partea utilă. Este o gură foarte generoasă și necesita această ranforsare aici pentru a nu lovi din greșeală cărămizile. Această centrală este a unui domn de la Brașov care a așteptat mult timp după ea. Aș vrea să vă arăt aici deja, aș vrea să dau câteva explicații câtorva dintre voi care m-au întrebat cum acționează și cum am montat regulatorul de tiraj. Regulatorul de tiraj este înfiletat, nu este pus aici decât provizoriu, l-am înfiletat doar cu mâna, așa. Urmează să-l iau jos ca să poată fi vopsită soba. Regulatorul de tiraj se înfiletează în vasul de înmagazinare a apei, care l-am prezentat de mai multe ori și cu alte ocazii. El, partea de jos, este construită ca și un senzor, de fapt, este din bimetal, care la rece sau la cald el se contractă în funcție de temperatura apei. Aici, dacă vedeți, dacă îl setez pe temperatura maximă, el se ridică sau coboară. Dacă presupunem că l-am lăsat pe 60 de grade, el, în momentul când va ajunge la 60 de grade, sau chiar va depăși temperatura spre 70, el va coborî în jos, închizând astfel clapeta de accelerație, îi spun eu așa, pentru că să știți că este ca și o clapetă de accelerație, clapeta de tiraj o va închide, astfel reducând focul la o intensitate minimă, numai cât să nu se stingă. După ce temperatura scade, acest regulator de tiraj se va ridica, totodată ridicând și clapeta de jos, permițând astfel oxigenului să intre și focul va porni din nou cu cea mai mare intensitate. Aici, pe mijloc, vine pus un termomanometru de la Ferro, după dorința voastră, poate fi amplasat aici sau aici, fiecare cum dorește, nu trebuie decât să-și exprime opțiunea. De data asta alegerea a fost aici, iar aici pe colț vine înfiletat un aerisitor automat, a cărui mufă deja este înfiletată, sigilată cu câlți, fuior sau cum îi spuneți dumneavoastră, la fel ca și mufa termoregulatorului. Acum, dacă ne uităm în partea laterală, legătura între serpentină și vasul de acumulare a apei este făcută printr-o țeavă de cupru. Aici este un cot de bronz, piulițe, din material inoxidabil, iar aici, într-o oarecare măsură, se vede ieșirea spirei. Aici este alimentarea, iar jos
este returul, alimentarea cu apă caldă. Adică tur și retur. Este foarte simplu conceput, durabil și cu o eficiență ridicată. Vasul de apă are o înălțime de 300 de milimetri, 30 de centimetri, iar 22 de centimetri se află în focar, partea de jos, în totalitate și pereții laterali pe o înălțime de 22 de centimetri este în zona de acțiune a focului. Acum aș vrea să vă prezint niște accesorii. Eu aș zice indispensabile. Aici pentru această sobă, aici în prim plan vedeți un lucru foarte solid. Este un arzător pentru cărbune, tocătură de lemn, știuleț de porumb. Poate să ardă cu ușurință și tocătură vegetală de diferite tipuri, combustibil solid să fie. El are o grosime de 15 mm. Este fontă brună și eu cred că el va dura foarte, foarte, foarte mult. Rezistă la temperaturi înalte. Are și nevoie, deoarece va fi aspru încercat. Acum un amănunt pe care voi poate că nu-l cunoașteți, dar aș vrea să vi-l spun acum. El când se așează jos, partea aceasta de aici, ca și asta din spate, este lăsată goală pentru ca aerul să treacă și la nivel de grătar, astfel valorificând inclusiv ultima scânteie de tăciune. Aici, partea de mai sus, am blindat-o cu tablă pentru ca aerul să nu aibă acces, de aici în sus. Doar pe această zonă, eliberarea temperaturii se va face pe o zonă mai mare și mai generoasă, astfel nepermițând urcarea focului în sus. Acesta este arzătorul pentru cărbune și celelalte, chiar și tocături de dimensiuni mai mari sau medii. Acest arzător care îl vedeți aici este un arzător pentru peleți și rumeguș. Fiind construit mai sensibil, am ales să-i danturez această zonă și din motiv estetic, cât și din motiv ergonomic și economic, deoarece focul va lucra cu intensitate mare și la acest nivel. La fel, partea din spate este blindată cu tablă, pentru ca astfel să nu urce oxigenul mai sus decât această zonă. Bun. Acum mai rămâne de prezentat încă un lucru. Încă nu este vopsită această extensie, în ghilimele aș spune, a gurii de alimentare, ca și un fel de cuvă sau mini bunker, îi spuneți dumneavoastră cum doriți. Este destul de generos. Aici are o deschidere de 46 de centimetri pe o înălțime de 36. Ca și volum este în mod egal sau puțin mai mare decât gura de alimentare. El vine așezat deasupra. Să vă arăt cum vine așezat, de fapt. Aici am ales să-i pun un șurub de siguranță. El se scoate. Ușa gurii de alimentare se lasă deschisă. El se așează aici. Foarte simplu. Iar cu ajutorul acestui șurub
se fixează, este suficient provizoriu pentru ca în mod accidental să nu se răstoarne sau, Doamne ferește, să se întâmple altceva. Pasul numărul 2 este ridicarea ușii la nivel cu extensia gurii de alimentare, astfel încât lanțul clapetei de tiraj va trece exact razant prin această parte, putând acționa cu aceeași precizie tirajul. Acum, în funcție de materialul folosit, gura de alimentare va fi, clapeta de tiraj va fi mai mult sau mai puțin deschisă în funcție de nevoile pe care le avem. Dat fiind spuse toate aceste lucruri, urmează să vă mai prezint și după ce este vopsită, ca să vedeți și să vă dați și dumneavoastră cu părerea cum a ieșit. Fiecare sobiță de acest gen primește un asemenea cârlig sau spuneți cum doriți dumneavoastră. Așa m-am gândit să le construiesc. Ele, putând să ajungă cu ușurință până în capătul tunelului de foc. Pentru că prin această cale doresc să vă spun că și tunelul de foc, cât și baza tubului ridicător, au nevoie de o curățire la fiecare aprindere nouă a focului. Nu este obligatoriu, dar eu, așa, mă gândesc că este normal. Acum aș vrea să vă mai spun încă un lucru interesant pe care poate că nu l-ați știut și care... nici eu nu l-am știut. Aș vrea să împărtășesc cu voi acest lucru. Pentru ca pârghia de acționare a clapetei de tiraj să funcționeze în scară de 1 la 1, este necesar un lucru. Cum facem, ia dacă observați, aici are o gaură. Cum facem ca și pârghia să acționeze în proporție de 1 la 1. Pentru ca să putem să setăm temperatura cât mai precis posibil. Măsurăm lungimea tijei, care are fix 15 cm, de aici și până în vârful ei. Vom măsura lungimea clapetei de tiraj, care în cazul meu, limba nu are decât 10 cm. 11 cm. Așez aici ruleta și la fix 11 cm, adică aici, o să-i dau o gaură. Astfel, dacă ea va acționa 5 mm, 5 mm se va deschide și partea de jos a clapetei. Astfel, dozajul de aer și de oxigen este injectat în interior cu o mare, mare precizie. Acum am spus destule, vă las, urmând ca să revin cu detalii despre cum a fost vopsită și după cum a reușit, de fapt, vopseaua. Dar înainte de asta, aș vrea să vă mai arăt un lucru. Și anume, cum a reușit, cum este construit cenușarul. Este construit din tablă de 3 mm, partea de sus și partea de jos.
iar părțile laterale din tablă de 2 mm. Acum că ați aflat aceste lucruri, mă bucur că prin intermediul acestui canal am reușit să le împărtășesc cu voi și o să revin cu amănunte după ce sobița este vopsită, ca să ne putem bucura împreună și să vă spuneți și dumneavoastră opiniile despre cum a reușit. Revenim. Da? Am revenit. După cum vedeți, am reușit să vopsesc acest mijloc de încălzire numit centrală. O culoare foarte plăcută. Cred că am să o trec pe lista mea de favorite. Și cu negru dă foarte bine. Da? Așa a ieșit și cuva. Nu arată rău deloc. Aș schimba-o cu a mea oricând. Da. Frumos. Mai rămâne să-i punem accesoriile, respectiv pe centru termomanometru, regulator tiraj și respectiv aerisitor automat. Iar după uscare este gata pentru proba de foc. Prin acest mijloc și cu această ocazie, eu vreau să vă doresc un pic mai mult decât toată lumea. Vreau să vă doresc din suflet zile fericite și nu sărbători fericite, pentru că e prea scurt. O viață îndelungată, îmbelșugată, plină de bucurie și noul an care vine și în care urmează să pășim împreună cu toții, să vă aducă căldură, lumină și bucurie. Vă las cu sănătate și vă doresc din suflet toate cele bune.